Primarul Ion Lungu a afirmat că cele trei loturi de licitație sunt deja date pe SEAP, iar valoarea acesteia începe de la 2 milioane de lei. Singurul una din problemele curente și urgente la primăria municipiului Suceava este legată de reducerea pierderilor pe conductele de transport-distribuție. Se știe că avem pregătit un proiect pe fondurile europene, din păcate lucrurile se mișcă cum se mișcă, încă nu avem un răspuns la Bruxelles. De aceea încercăm să mai reducem aceste pierderi pe fondurile primăriei municipiului Suceava. Ca atare s-au pregătit mai multe licitații, trei loturi de licitație în valoare de 2 milioane de lei fără TVA și este finalizată documentația, este dată pe SEAP. Vom interveni în trei puncte în care specialiștii au spus că sunt pierderi și este eficiență în măsura în care se fac aceste reabilitări. Discutăm de rețeaua de agent termic primar în punctul termic 854. Discutăm de racordul termic primar la punctul termic gară Nicolae Iorga Jambart și de asemenea la punctul termic Cuza Vodă H, așa se cheamă el, din cartierul Burdujeni. Prin această modernizare a rețelei de transport și distribuție se dorește reducerea pierderilor din rețea, iar dacă se vor face economii, primăria va continua să investească în punctele termice din cartiere până vin banii europeni. Eu sper că în urma licitației, știți dumneavoastră că pe de una este miză, este bătălie, să mai fac economii, sper că să mai putem face niște rectificări bugetare, să mai continuăm pe forțe proprii în acest an până vor veni banii europeni, să încercăm să reducem aceste pierderi. Așa cum am spus și altă dată și poate a rămas neclarificată, pentru licitația pe care o avem la transport-distribuție, pierderile care sunt oficiale în documentație, sunt aprobate în Consiliul Local și sunt stabilite de către cei care au avut de oportunitate firma la București și au fost consultați, așa cum am spus la vremea respectivă, și de la Termica, prin conducerea de acolo, domnul Frunzaru, domnul Dumitrescu, deci pierderile oficiale în documentație sunt 33% aprobate în Consiliul Local. Deci un operator care vine la licitație trebuie să-și facă calcule plecând de la acest 33%. Primăria a cumpărat țeavă de 1 milion de euro, care în acest moment zace în curtea termică.